Haideți să vedem. Avem noi Gukcok. Gukcok, care semna naționalitate, dacă mai țineți minte. Așa, și o să le citim pe rând. Son Sengmin. Hanguk. Mai țineți minte ce înseamnă Hanguk? Coreea. Ok. Rumania. Mai încet, pe silabe. Rumania. Ok. Așa, Coreea. Așa. Și Ilbon. Ilbon. Și? Ce înseamnă Ilbon? Așa. Oh. Foarte bine. Așa. Jungkook. Jungkook, foarte bine. Jungkook, ce înseamnă? Este puțin ok, China. Foarte bine. China. Așa. Miguk. Miguk. Și? Dar este puțin Sua. rar. Ok. Da? Și? Canada. America, așa. Canada și... Mongol. Canada, Ok, foarte bine. Mongol. Ok, foarte bine faceți. Așa. Așa. Acum. Exact, Mongolia. Foarte bine. Mai avem o listă. Vietnam. Și... Ok. Indo. Și... Indo, India. India. Pentru Indonezia este Indonesia. Așa. Ok. Teguc. Teguc. Așa. Și... Țara unde vreau să ajung. Teguc. Ok. Turcia nu. Nu, nu Turcia. Turcia este Toki. Ce simpatic. Ok. Toki este Turcia. Spain. Mai departe, Spain, Spania, foarte bine. Și apoi, France. E mai ușor, nu? France, okay. Franța. Și Toil. Scuze. Toil. E puțin greu. Ok, foarte Germania, bine, foarte Germania. Bine. Și apoi, Yongguk. Yongguk. Anglia, ok, foarte bine. Mai exact UK. Mai exact UK, da, ok, foarte bine. Și acum, mai țineți minte că spuneam că dacă adăugăm la sfârșit Saram, spunem naționalitatea, adică România Saram. Român, român, că pentru că limba coreană nu avem... Ne, și eu tot. Annyeonghaseyo, video-nim. Annyeonghaseyo. Spuneam eu că limba coreană nu există gen și număr, slavă Domnului, scăpăm de lucruri complicate. De aceea avem român-româncă, Romania, Saram. Așa. Ok. Trecem mai departe? Sunteți gata? Annyeonghaseyo. Ok, haideți să vedem. Apoi avem... Jigop. Meseri. Jigop. Așa. Hakseng. Hakseng este profesor nu, student. Student și elev. Așa, și elev. Și aici ce avem? Dehakseng. Dehakseng? Ce înseamnă dehakseng? Este... Nu, nu profesor. Dehakseng. Ok, student de facultate. Foarte bine, foarte bine. Ok, mai departe. Sonsengnim. Sonsengnim este... Da, suntem la universitate. Profesor. Ok. Așa. Și aici ce avem? Kyosunim. Kyosunim este... Tot profesor. Da, tot profesor. Dar, care e diferența? Sonsengnim, Kyosunim. Parcă e tot profesor. Da, tot profesor, dar este profesor la universitate. Așa. Profesor universitar. Okay. Deci, noi diferențiem. Da, diferențiem. Sonsengnim este profesor
De exemplu, profesorul pentru meditație, Doamna Lucia Niasio. profesorul pentru orice, dar profesorul în facultate este Chiu Sumin. Ok, bun. Așa, mai departe. Ciubu. Ciubu. Ce e Ciubu? Dacă nu știm nimeni. Ciubu. Ciubu este, cum să zici, în limba engleză, housewife. Casnic, noi spunem casnic, pentru Da, că... știu, dar am A, dat... ok, Da. l-am dat de gol. Casnic, da. Ok, casnic. Casnic, casnică. Așa. Și hoesawon. Huesawan. Hoesawon este... Ai dat Dexi, nu? Da, am. Huesa înseamnă firmă și Da. un angajat. Teoretic, noi spunem angajat la firmă, dar nu chiar angajat la firmă. Nici Așa. funcționar, nu. Este angajat la birou, noi așa spunem. Lucrător la birou, în engleză, de fapt, e office worker. Așa. Pentru funcționar este kongmuwon. Kongmuwon. Da, este Nu l-am sunt băgat efect. aici, am uitat. Ok. Nu o să scriu. Da, și apoi? Na, no, ăla-i plenerul meu, stai așa, nu. Aici. Uite ce l-o faie. Așa. Ok. Și mai departe, tot e era Ok. din... Din seriale. Nicio problemă, învățăm împreună dacă nu le știți pe toate. Nicio Da. problemă. Apoi, Casu. casul. Nu s-l-am avut. Comun nu l-am avut. Da. Cântăreț, foarte bine. Beu. Ai o. Ce să BU actor. Ok. Avem casul cântăreț, BU actor. așa. Așa. Și cum bun este Și așa. comuon este funcționarul public. Comuon. Cum bun. Da. Să notați comuon pentru funcționar public. Eu nu l-am scris aici. Apoi변호사. 변호사. este cineva popular și avocat. da, avocat. În Corea se spune cu bani mulți, poate și la noi. Unul cu Da, bani mulți. Așa.전기 기사. Asta este jobul lui tati.전기 기사. Vă dau un singur tip, o să zic, un fel de sfat sau o chestie. Chonghi înseamnă, de fapt, electricitate. Ca să vă dați seama. Și chisa e un fel de... Engineer. Da, inginer. Inginer. Adică ingineru de electricitate? Sunt chisa. Electrician, ok, No, foarte foarte bine, bine. electrician. Ok. Adriana, fost mai atent. Da. Monico. Electrician, da. Foarte bine. Și직장인. Asta e un cuvânt pe care o să-l întâlniți mai des, gen dacă vă uitați la filme despre muncă.직장인. For in este 직장. 직장. înseamnă그러니까 싸우지 못해. 직장. 직장에 가야 된다. 뭐 e직장에서. loc de muncă,아시아. firmă, loc de muncă. 직장인. Office worker. Poate, da. Și office worker și tot. Tot în firmă. Da, dacă lucrează la firmă, cam tot, în afară de șef, știți că e Corea, șeful e șef. Adică직장인 înseamnă de fapt Poți spune și în engleză, eu cred că se înțeleg. da,직장인 it means actually the people who like a businessman and I mean except businessman and self-employed person except that someone who is employed by someone is 직장인. Deci, dacă lucrează sub cineva, că angajează sub cineva, cic să ghi. Ah, ok. Așa. Apoi? Un Înheng heng înseamnă? un heng și un heng one. Înheng Un înseamnă? heng에서 일하는 사람.
나 Un fel de angajat, angajat, da. angajat și, na, angajat și examen. Și examen și Hesa One, de fapt, sunt foarte, adică similar. Similar, da. Ok, Freelancer la bancă. angajat la bancă. Da, angajat la Exact. bancă. Angajat One. la bancă. Foarte bine. And then one. Then hang plus one. One care e angajatul. Și aici am avut Huesa plus One. Așa e. Cicțean plus in. In este, de fapt, persoane. Da. Cicțean, E loc. țara. Apoi, mai departe, chicea. Chicea. Ce ar fi chicea? Chicea, chicea. Este diferit dintre chisa și chicea. Reporte, foarte bine. Este ok. Este ok, puteți să vă uitați la lecții după. Da. Trenul ăla este chicea, cu ce aspirat chicea ăla-i tren. A, da. Chicea. Chicea. Chicea Aici. este tren, chicea este Reporter, reporter. exact. Exact, foarte bine. Ok. Și dumpu. Numpu. Cred că tu știi limba română cuvântul? Numbu? Dar nu, nu zi, dar... Numbu? Ce-a Da. fost numbu? Te testăm și pe tine acum. Nongbu este fermier. A, da, fermier. Nu știai așa, ai uitat. Da. Când am scris Fermier. carte, am... Da, știam, dar... Oricum. Fermier. Da, Nongbu. fermier, numbu. Ok. Și apoi, uisa. Fermier. Seamă. Uisa. Așa e, seamănă. Uisa, sunt seamănă. Uisa este... Poate și... Doctor, Doctor, ok, foarte bine. foarte bine, doctor. Și apoi, sajang. Sajang, jobul meu preferat, sajang. Poate ați auzit sub forma sajang nim la seriale, Da, sajang nim. sajang-nim, sajang-nimi, bun, ceva de gen. Foarte multe. Doctor a fost Lisa. Sajang. Șef. Chef. Da, chef. Șef, Și CEO. Și director și director. Și tot. și Toți tot. oameni. Da. Șeful de firmă este sajang. Așa. Cred că ai urcat cam sus, în fine. Așa, de mai spate. Așa. Ok, am trecut prin vocabular. Toate bune și frumoase, v-ați descurcat foarte bine. Acum rămâne să trecem mai departe la gramatică. Așa. Sunteți gata? Oricum, tot ce am făcut deja este făcut pe YouTube. Este doar o recapitulare pentru că dacă nu știți ce facem astăzi, nu o să putem să rezolvăm împreună exercițiile.